Bine, ne revedem, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Forum IT. În această seară vom afla că nu-i de joacă cu online. Trebuie să fim extraordinar de atenți în aceste zile când absolut toată lumea se retrage la adăpost, vine vremea rea, se va îndesi activitatea noastră în online, bineînțeles, dacă vara ne-a mai dus la 5 metri, la 100 de metri, la 2 km de calculatoare, de laptopuri. Acum, vremea rea ne va aduce mai aproape de ele și odată cu asta, condițiile pe care ni le impune viața activă a societății românești. Adică, atât la școală, cât și la serviciu, în familie sau între prieteni, în activități mai mult sau mai puțin sociale și mai ales la cele care păstrează, așa zisa, distanță socială. Nu vreau să intrăm pe acest subiect, pe distanța socială, pentru că suntem o emisiune de IT, însă am primit de la dumneavoastră toate acele reproșuri vis-a-vis de modul în care postul nostru de televiziune promovează păstrarea și respectarea acestor măsuri. Distanța socială, da, în limba română poate să însemne altceva. Noi vorbim strict de păstrarea unei distanțe fizice între interlocutori. Eu am două interlocutori în această seară, deci le spun alături de dumneavoastră, bine au venit în platourile noastre, lui Paula Flutur. Bună seara, bine v-am găsit. Psiholog și psihoterapeut cu care vom discuta dacă este sau nu este de joacă online. Și să o salutăm din nou pe Luiza Baniai, pentru că nu e prima dată când se află alături de noi. Luiza, bună seara, Cătălin. Ca expert în probleme de resurse umane, cred că deja ai început să te lovești de psihologii și idei ciudate ale oamenilor despre cum să se comporte, cum să respecte, cum să nu respecte regulile care li se impun, cum să socializeze în pofida cerințelor de distanțare fizică. Deci aș porni de la acest element. Ce ai simțit în ultimele luni? Simt românii necesitatea sau veridicitatea necesității de a sta departe unii de alții ca să nu propagăm mizeria asta de virus? Să folosim tehnologia nu de dragul tehnologiei, să folosim tehnologia pentru că ne apără în momentul ăsta prin capacitatea de a continua activitățile noastre, de a face bani, de a merge la școală, folosim tehnologie, dar stând un pic de parte fizic unii de alții. Păi, da, n-am văzut-o numai la români. Am văzut-o și la colegii mei din Mexic și din America. Lucrează destul de mult în online și folosesc destul de mult instrumentele online și respectă regulile impuse pentru că e util pentru toată lumea. E o situație mai dificilă, mai delicată, e o situație nouă pentru toată lumea și ne adaptăm la ea. Dar înțeleg românii necesitatea asta sau se plâng, mai ales cei la serviciu? Cătălin, acum nu pot să spun acum despre toți românii, dar ce pot să spun despre colegii mei, despre prietenii mei, despre cei cu care interacționez și pe social media și nu numai, cei pe care îi cunosc? Da, respectă, reușesc să nu le fie frică într-un mod exagerat, sunt responsabili, adică, și practic respectând lucrul ăsta se respectă și pe ei, respectă și pe ceilalți. Da. Oare este o chestiune de psihologie utilizarea tehnologiei sau e o chestiune pur de utilitate fără niciun fel de implicații psihologice și apoi sociologice pe care de consecință? Nu înțeleg exact cum ar putea să nu fie, să n-aibă un impact psihologic să fim tot timpul online sau să fim tot timpul în contact cu tehnologia. Noi, ca oameni, suntem obișnuiți să avem un contact uman, să fim față în față, să vorbim așa cum vorbim noi acum. Ei bine, dacă punem un ecran între noi, relația noastră se schimbă. Și cum se schimbă? Chiar dacă suntem în același spațiu. Chiar dacă suntem în același spațiu. Dar de regulă nu ai nevoie să fii în același spațiu dacă și să pui un ecran. Iată că acum este nevoie. La școală, foarte multe școli au pus ecranele de protecție între copii. Deci, în acest moment se produce o schimbare chiar și de la acest ecran, înțeleg eu, între copii. Da? Faptul că ei sunt separați de ceva, fizic, da? Exact. Însă copiii cred că procesează diferit față de adulți în momentul acesta, schimbarea asta. Pentru că
copiii din, din acest moment sunt digitalizați. Ei erau și înainte. Nu, nu e o noutate să stea în online foarte mult timp. Însă ceea ce ajunge să fie o necesitate este contactul uman pentru ei, care ei le aveau pe amândouă cumva. Erau tot timpul online și apoi mergeau la școală și stăteau și de vorbă și na, lucrurile erau ok. Însă a dispărut contactul uman și este tot timpul această distanță. Acum eu știu de școli unde asta se respectă. Chiar Luiza îmi povestea de o școală unde se respectă distanța socială și copiii nu se iau în brațe și nu fac glumele lor tipice, pentru că a avea contact fizic este un mod de a socializa și de a te simți cu adevărat aproape de cineva. Și mai ales copiii, adolescenții folosesc asta. Însă eu am văzut pe stradă, cunosc copiii cu care eu lucrez, care nu respectă asta și nici măcar nu se gândesc să o respecte. Și eu una îi apreciez. Pentru că întâi se gândesc la o nevoie fundamentală de-a lor și aceea nevoia de contact uman. Cum ar fi să ne refuzăm această nevoie? Noi, adulții, cred că o facem mult mai repede și mult mai ușor în comparație cu ei. Și cred că este un exemplu să continuăm să fim în online pentru că ăsta este contextul și că asta este nevoie să facem, să continuăm să câștigăm bani și să, nu știu, să plătim închirie, întreținere și toate cele, dar în același timp să nu ne refuzăm niște nevoi pe care le avem. Să Bun, și atunci întrebarea emisiunii de fapt este: n-am putea să ajutăm copiii să folosească tehnologia pentru această perioadă nefericită. Uh-huh. Da? Deci Forum IT asta promovează, tehnologia. N-am putea, folosind un sfat al psihologului, folosind un sfat al omului de resurse umane, către managerul unei companii, să găsească acele căi prin care, folosind tehnologia pentru a pune oamenii în contact, care aparent este apropiat, că dacă ai ecranul la distanță de 50 de centimetri și fața celuilalt umple ecranul, parcă totuși nu e atât de mare distanțarea. N-am putea să folosim tehnologia astfel încât să depășim perioada asta nefericită, că în toate părțile eu aud cât de greu este să lucrăm numai din online. Păi eu cred că o folosim. Cum se descurcă companiile? Compania, de exemplu, pentru care lucrez eu, eu o companie de gaming, se descurcă excelent. Și nu doar din perspectiva companiei, care are foarte multă grijă de tot ce se întâmplă și în primul rând de colegii noștri, ci și datorită colegilor, pentru că a existat foarte mult suport reciproc. Și în afară de faptul că, mă rog, suntem o companie care lucrăm cu tehnologie. Păi, Amber este o companie care se joacă cu joaca. Exact. Se joacă în gaming, nu? În gamingul ce mie și altora din generația mea ne-a insuflat dragoste pentru mediul online. Eu cred că gamingul e cel care a împins toată industria IT înainte. Este adevărat și noi credem același lucru și ce am observat este că prin ceea ce facem chiar creăm impact pozitiv și aducem bucurie în viețile celor pentru care facem lucrul ăsta. Așa că, din punctul nostru de vedere, deși poate mulți cred că am fi lucrat de când lumea și pământul într-un mediu în work from home, și pentru noi a fost o noutate, pentru că ne plăcea foarte mult să stăm împreună, să petrecem împreună, să ne jucăm și împreună. Și acum nu mai putem să facem lucrul ăsta așa. Îl facem însă în zonă, folosind tool-urile digitale și chiar ne dorim să implicăm din ce în ce mai mult colegii să vină cu idei noi de cum putem să lucrăm în noi moduri, cel puțin în perioada aceasta. Legat de ce povestea Paula mai devreme, pot să dau un exemplu personal de acasă, referitor la cumva ce comportamente se schimbă în viața copiilor noștri. Fata mea este adolescentă, are 16 ani și jumătate
Și primul lucru pe care mi l-a spus după câteva luni bune petrecute în online, acum e foarte fericită că poate să se întoarcă la, la școală în mediul fizic, primul lucru a fost că îi lipsesc îmbrățișările. Deși noi acordăm foarte mult, foarte multă apropiere și stăm de vorbă și o ținem în brațe și ne ținem în brațe, e un obicei în familia noastră. Asta mi-a spus, mama, îmi lipsesc îmbrățișările și îmi lipsesc îmbrățișările colegilor, pentru că ei, copiii în general, folosesc foarte mult această apropiere. Așa că eu cred că vor fi schimbări, din păcate, cu impact psihologic major și în viața adulților și a copiilor. Funcție de cât va dura această perioadă. Funcție de cât va dura. Și cred că mai mult ca niciodată, poate, e foarte important ca noi părinții, cel puțin în viața copiilor noștri, să aducem mai mult apropiere decât am făcut-o poate până acum. Și să-i ascultăm în momentul în care vin să ceară ce au nevoie. Pentru că s-ar putea să aibă o nevoie mult mai mare decât aveau înainte. Nu știu, Paula, dacă tu, mă rog, ai observat în lucru copiii cu care interacționezi lucrul ăsta. Că au o nevoie mult mai mare de apropiere? Da. Cred că am observat că nevoile lor sunt mai pregnante în a fi înțeleși în ceea ce simt. Când în mediul familial s-a schimbat totul. Părinții lucrează de acasă, sunt tot timpul acolo, nu-și gestionează foarte bine emoțiile proprii și dacă ei, părintele, nu-și gestionează bine emoția proprie, ei bine, cum să o gestioneze pe a copilului sau cum să o vadă, cum să o poată conține sau să o poată gestiona. Nu mai poate, pentru că el este cu sine, este într-o mare suferință el. Și deja copilul este dat la o parte. Și acolo cred că apare suferința. Că observă că mama și tata este foarte mult în minte și că e foarte mult în îngrijorări și că chiar dacă nu o spune, și el începe să se gândească automat. Dar oare nu o să mai aibă job? Dar oare ce o să se întâmple? Dar oare nu o să mai avem bani? Sunt lucruri care trec prin mintea copiilor și ei nu vin la părinți și spun, uite, mama, cred că oare nu o să mai ai job? Nu o să spună asta niciodată un copil. Sau poate că o să spună. Dar oare părintele are cu adevărat puterea să-l liniștească? Oare n-ar putea să aibă mai des discuții cu el, să îi spună ce se întâmplă cu el? Păi apar două situații pe care telespectatorii mi le-au ridicat în intervalul dintre emisiuni. O situație, un gen de situații, da? Este cea în care tânărul se afundă în calculator pe ideea că acolo și are orele, cursurile, nu știu ce, și rămâne a la lung până noaptea târziu, lasă-l că e cu prietenii, că și așa nu se pot întâlni, zice părintele. Da. Considerăm asta poate o greșeală, pentru că tânărul are nevoie în continuare de prezența reală, nu doar fizică în spațiul apartamentului sau al casei a părinților, ci și în comunicare cu ei. Da. Iar cealaltă abordare este exact opusul. A stat enorm pe internet, a stat pe calculator, marș de acolo, pleacă. Am întâlnit și acest gen de situații foarte, foarte des. Întrebarea telespectatorilor este, fraților, ce ne spun specialiștii? Cum trebuie să ne manifestăm ca părinți, în primul rând? Doi, cum trebuie să ne manifestăm ca angajatori când vine vorba de utilizarea tehnologiei, pentru că sunt din ce în ce mai multe voci care se plâng de durata mare a așezatului la calculator, mai mare decât atunci când lucrau oamenii la sediu firmei? Da. Da, este foarte des. Primim foarte, foarte des aceste repere. Și cred că nu în ultimul rând aveam undeva o statistică pe care o să o aduc în discuție. Părinții, majoritatea părinților nu fac față în această perioadă la propriile probleme, deci nu se mai pot ocupa nici de cele ale celorlalți membri de familie, fie ei copii la școală, liceu, școală generală, liceu, fie chiar studenți. Deci nu se mai ocupă, se produce o rupere între generații din cauza tehnologiei. Culmea.
Deci suntem forțați de viață să folosim tehnologia, care în alte condiții ar trebui să ne ajute să ne dezvoltăm, pentru că, iată, se întâmplă totuși o alfabetizare digitală forțată a tuturor palierilor sociale. S-a întâmplat asta, da, în ultimele luni. Nu spun că am ajuns la rezultate excepționale în România, dar ea s-a întâmplat. Deci da. Ne întoarcem la abordare. Cum abordăm din perspectiva angajatorilor, din perspectiva familiei, situația dată? Eu cred adică că... ne ferim de online? Sau tratăm ca o joacă chestiunea asta? Cum am putea să ne ferim de online? Ar fi o nebunie să facem asta. Pentru că ăsta este viitorul. Așa lucrurile funcționează. Dar cine spune să stai 24 de ore sau nu 24 de ore, 18 ore în online? Nu spune nimeni asta. Dar cine spune să nu stai deloc în online? Tot la fel, nu spune nimeni asta. Sau, în fine, cine spune nu cred că este neapărat în contact cu realitatea de astăzi. Cred că cea mai bună variantă este sfânta cale de mijloc. Adică, părintele, cum se simte după 8 ore stând în fața calculatorului? Noi știm că un adult are, poate să-și focuseze atenția pe o durată ceva mai lungă față de un copil. Da? Ok. Dacă el a stat 8 ore și este obosit și își are ochii obosiți și inclusiv mintea obosită și inclusiv și chiar fizicul, pentru că nu este deloc în contact cu corpul lui și stă probabil cocoșat sau stă în canapea și nu are un spațiu foarte bine delimitat pentru asta, cum ar putea copilul să se simtă bine în asta? Este un exercițiu pur și simplu de imaginație. Un părinte, dacă el se pune în contact cu el, e bine, va fi în contact și cu copilul lui. Dacă un copil stă 5 ore în fața calculatorului și da, vrea să mai stea 2-3 ore să se uite la nu știu ce sau să stea cu prietenii, da, dar în același timp are nevoie și de timp dincolo. Care este timpul petrecut exact pentru una și pentru cealaltă? Este o alegere personală. Însă, cred că fiecare părinte trebuie să se asigure că are timp cu copilul lui față în față și e un timp nu în care stăm și ne uităm la un film. Pentru că ăla nu este timp. Ăla este ne uităm la un film și stăm pe canapea. În care povestim ceva sau râde. Facem ceva împreună sau da. Ne jucăm. Ne jucăm, dansăm. Și nu ne jucăm online. Da, nu ne jucăm online. Pur și simplu stăm pe iarbă și ne uităm la cer. Sau, asta poți să o faci în spatele blocului. Nu e tocmai atât de dificil. Mergi în parc și faci același lucru. Încă parcurile nu sunt închise și sper din tot sufletul meu să nu se închidă nici măcar la iarnă. Putem să mergem în pădure cu copiii și să îi arăți care este frunza de stejar. Oare copiii din ziua de astăzi au văzut că s-au îngălbenit frunzele și că cad? Oare știu în ce anotimp suntem și ce se întâmplă? Oare face diferența între un tip de conifer sau altul? Sigur un părinte știe să explice asta. Sau dacă nu știe, poate să afle asta. Sunt multe inițiative ale marilor companii care și înainte de pandemie organizau diverse tabere de vară, academii de vară, de iarnă, team building-uri în spații altele decât cele de birou. Da. Unde oamenii puteau să-și aducă aminte de cerul albastru, de frunze, de nu știu ce, ne lăsând tehnologia la distanță mai mare de 2 metri, adică tot pe acolo, laptopul, telefon. Însă acele momente își arătau rezultatele în eficiența echipei luată ca atare. Ce facem astăzi? Cum se întâmplă lucrurile din ultimele luni vis-a-vis de modul în care echipele nu se mai simt chiar echipe lucrând doar vizual pe online? În cazul Amber, noi avem o academie dedicată liceenilor și studenților. Și din păcate nu o mai putem ține așa cum ne plăcea să o ținem și le plăcea și lor. O să o adaptăm și lucrăm la adaptarea ei pentru online. Nu tot ce înseamnă gaming se poate învăța din păcate online. Iar în privința colegilor și colegilor din Amber, în permanență ne gândim
cum să facem să nu mai petrecem atât de multe ore. Nu își dorește nimeni lucrul ăsta și lucrăm din toate punctele de vedere. Lucrăm odată cu direct cu colegii și le explicăm sau încercăm să explicăm câteva reguli de lucru, invităm și psihologii alături de noi, reguli de lucru de acasă. Nimeni nu este obișnuit să lucreze de acasă cât lucrăm acum. Nimeni nu este obișnuit să nu iasă atât de mult din casă, să plece în vacanță acolo unde își dorește. Da, sunt niște elemente care se schimbă. E important până la urmă ca fiecare însă dintre noi să înțelegem ce, cum spunea Paula mai devreme, ce e bine pentru noi. E bine să iei o pauză din oră în oră. E bine să te ridici să faci niște sport. E bine să îți schimbi, e bine să separi dormitorul de locul de muncă. E bine să îi spui creierului, uite, nu mai pleci astăzi la serviciu, dar măcar, uite, te duci în camera de alături. E bine să-ți schimbi hainele și să îți pui unele la fel ca atunci când plecai la serviciu înainte, pentru că creierul nostru nu neapărat întotdeauna percepe acest tip de schimbare decât dacă o faci. Și atunci e bine pentru starea ta interioară chiar să... Eu mi-am ascultat copilul, de exemplu, și chiar m-am machiat. Am avut zile în care mă macheam, chiar dacă mă mutam din dormitor în sufragerie unde pânduceam la laptop. Deci cred că e important ca fiecare angajator să se responsabilizeze poate mai mult decât a făcut-o până acum și să fie alături de angajați, nu doar dând directive sau spunând stânga-dreapta, ci fiind chiar aproape și păsându-i, explicând care este impactul acestei mulți de acasă, care este impactul digitalizării și folosirii tool-urilor digitale pe perioadă foarte lungă de timp. Și așa mai departe. Și cred că aceste noi pentru că sunt noi modalități de lucru, vor fi noi modalități de construire a echipei, vor fi noi modalități de comunicare în online. Nu știm cât va ține perioada asta, nu știe nimeni. Știm doar că e nevoie să ne adaptăm. Legat de conversația de mai devreme cu copiii, eu ce am mai observat este că le lipsește un program. Și chiar cred că părinților trebuie să le pese foarte mult de acest lucru. Până la urmă sunt niște modele și răspund în mod direct de ce fac copiilor. Adică te referi la un program al zilei în care bucățica ce ne interesează pe noi, cât lucrează în fața calculatorului, să fie bine stabilită. Doar o bucată din program. Copilul are nevoie să vorbească cu părinții lui, copilul are nevoie de spațiu pentru el, copilul are nevoie de joc pe calculator, de ce mai are nevoie, de lecții și așa mai departe. Însă are nevoie să știe că se poate baza pe părinții lui. Atâta timp cât părinții asta este părerea mea, nu impun niște reguli de bază și nu respectă nimeni regulile respective, cum poate copilul să se bazeze inconștient pe ceea ce se întâmplă acolo? Nu se poate baza. La fel este și cu adultul. Toți noi adulții, avem nevoie de un set minim de... În română sună dur așa, reguli, dar de disciplină, pentru că așa simte corpul nostru că e în securitate. Așa ne simțim securizați și atunci este important să facem asta. Și, dacă avem niște reperi. De asta avem nevoie de claritate în rol, de claritate în munca pe care o facem, de claritate în relația cu managerul direct, de exemplu dacă mă uit într-o organizație. La fel se întâmplă și în familie. Am nevoie să înțeleg cum funcționăm noi aici. Bun, până aici am pornit la premisa că subiecții noștri dețin tehnologie și stau în fața ei niște ore pe zi. Ce se întâmplă însă cu multele familii din România care nu au nici măcar minima tehnologie pentru a-i permite acces copilului la cursuri? Oamenii se simt frustrați, nu își permit, nu au banii necesari, nu au resursele necesare să se ocupe în primul rând de asta, de conectarea copilului cu școala, și apare o frustrare care la nivelul copilului înseamnă să se simtă extrem de neplăcut în fața colegilor. Deci pe termen lung nu vreau să mă gândesc eu ca părinte, ci să ne spuneți dumneavoastră psihologul, da? Unde duce
cei care răspund de tehnologie trebuie să fie foarte atenți la noi în acest moment, pentru că trebuie să punem tehnologie la dispoziția copiilor care nu au din familie. Acum intrăm într-o treabă logistică în care cumva, na, cine nu are, cred că fiecare copil chiar din mediul rural are un telefon. Însă pe telefon, din experiența mea, nu poți să scrii e-mail-uri, nu poți să faci foarte mult, nu poți să deschizi multe taburi și să te muți repede în ele. Mama mea este profesor la o școală rurală și pentru ea a fost dificilă mutarea în online. Chiar a fost foarte dificilă. E un profesor care a interacționat cu laptopul, cu să scrie, și cu toate astea, să stea atât de mult timp în online, i-a fost greu. Mă gândesc că asta se întâmplă și cu alți profesori, nu doar cu mama, care simt o anxietate extraordinară, numai cât se gândesc că mâine trebuie să stea 6 ore și să predea online și să vorbească așa, ca televizorul, îmi spunea mama. Cum este? Nici nu știe dacă este ascultată, dacă oamenii aia sunt prezenți, dacă nu a fost vreodată trăinuită de cineva în lumea asta să-i spună cum să facă copiii atenți în online. Pentru că ea a făcut școală, a avut pregătirea să facă totul în offline și a avut tot timpul copilul acolo și a știut, măi, ăsta este aici, se uită la mine, deci mă ascultă. Dar când el are camera închisă, ea zice, păi nu mă ascultă, e simplu. Nu-i așa? Dar ce se face, doamna, dacă sistemul pică, legătura cu copiii pică și dânsa vorbește într-adevăr, iertați-mă prea bună doamnă, ca televizor? Da? Cum poate un om care nu are suficientă alfabetizare digitală, că pe noi așa ne-a prins pe toți, prin întregul mapamond, așa ne-a prins pandemia, da? Unii mai literați, alții mai aliterați digital. Cred că asta mi s-a întâmplat și mie, să fiu pe mute și să vorbesc singur acolo și la un moment dat să-mi zică lumea, ești pe mute. Eram, ok. Sau pur și simplu să pară că omul este acolo pentru că nu-i mai vezi imaginea, este doar online, însă este doar blocată rețeaua. Mi s-a întâmplat și mie. Sunt convinsă că i s-a întâmplat oricui care a lucrat online în ultimile luni. Deci, până la urmă, noi cumva, forțați de împrejurări, am pus căruța înaintea boilor, da? A trebuit să ne pomenim că suntem toți foarte șmecheri și folosim online-ul, dar, de fapt, bietul dascăl român praf, da? În afară de profesorii de, știu eu, facultăți tehnice și școli tehnice, să mai te Dumnezeu. Restul nici nu putem să-i blamăm. Oamenii aveau o minimă cunoaștere în zona digitală și au trebuit brusc să devină super moderator, prezentator, lector pe online, vorbind cum vorbesc eu la cameră. Ceea ce nu e cazul, nu, Luiza, în spațiu în care un angajator, mic sau mare, nu contează, are nevoie de un manager de resurse umane care la rândul lui are nevoie să-l vadă față în față pe cel care vine la interviu ca să se să fie recrutat. Să nu spui acum că voi faceți recrutări online fără să se apropie vreodată fizic de angajatul de firmă. 100% sunt online. Noi angajăm nu numai pentru România. Noi avem birouri în Mexic, avem în US, asta pentru că sunteți o firmă de gaming, deci IT, dar ce ne facem cu restul? Că tu ai lucrat în enorm de multe spații extraordinare. Vrei să fac așa o citire? Am voie? Enel România, Bico Depo, AD Pharma, Medaprod, Smart 3. Păi ce să spun, în toate Sensiblu, ce în, vorbești? Deci tu ești un om cu o experiență absolut fabuloasă. În majoritate recrutam numai față în față, nici nu concepeam să recrutăm online, să nu vedem candidatul, să nu fie aproape de noi, să nu-l simțim. Bine, pentru internațional recrutam online. Dar vezi, s-a schimbat paradigma, deci. Dar acum culmea este că nici candidatul nu mai dorește să vină, pentru că de foarte multe ori, nu numai noi ne doream, și candidatul își dorea să vină, să vadă, să simtă cum este interiorul companiei, atmosfera și așa mai departe. Deci se schimbă anumite
Știi cum e exact cum sunt metodologiile de gândire creativă, în care stai și aplici metodologia, acum s-a aplicat metodologia direct. Eu cred că au apărut și destule oportunități. Mie îmi place să privesc și partea pozitivă a lucrurilor, pentru că e multă parte pozitivă. Una dintre părțile pozitive pe care eu am văzut-o este legată de scăderea perfecționismului pe care îl văd în general crescut prin școlile noastre și prin educația pe care o primim. La noi trebuie să fim de nota 10, nu? Să fim perfecți. Dacă îmi cade conexiunea, ce pot să fac? Să mă obișnuiesc cu ideea că nu sunt Siri, nu sunt perfectă, asta e, depinde o conexiune. Cade curentul. Se întâmplă, cade rețeaua, cade tot, nu mai am conexiune cu tine. Ce fac? Și învățăm să ne adaptăm. Copiii sunt acasă, umblă prin fața camerei, că nu mai sunt într-un work from home de o zi în care știu că îi duc la grădiniță și ei... Nu, se fur pe acolo. Cei care nu acceptau până acum ideea de a vedea copiii în preajma angajaților care au copii sau nu acceptau ideea că... Acum o acceptă. O acceptă, exact. Că nu mai au ce să facă. Chiar și peți, da? Și animale de companie se învăț, exact, în jurul membrilor de familie. Stau pe tastatură. Vin și... Da, perfect. Ce cred este că se creează și partea, chiar dacă... Sau prin digital, prin faptul că, uite, suntem forțați să lucrăm cu online și așa, și pentru că am devenit poate mai recunoscător pentru momentele de afecțiune pe care le aveam sau de apropiere, da, oportunitatea este că privim poate diferit momentele astea și chiar ne bucurăm de ele. Iată, dintre telespectatorii noștri, doamna Cornelia Coda zice, există familii în care niciun membru nu are măcar un smartphone. Da, sunt convinsă de asta. Da? Da, sunt convinsă de lucrul ăsta. Și problema, că vorbeai mai devreme de asta, de acest ce putem face. Eu cred că aici se pot face mai multe lucruri și nu putem spune că doar statul român sau doar... Eu cred că e un moment în care... Societatea trebuie să se reinventeze. Exact. Și să vedem cum putem sprijini aceste familii în care nu există și chiar dacă ar exista, poate nu au bani pentru internet, poate nu există infrastructură pentru așa ceva. Să fim serioși, avem zone fără apă, fără gaze. Profesorii. Aude foarte mult, foarte mult în jurul meu pe profesorii de la școala copilului meu. Școala este o școală privată, nu este o școală de stat. Au făcut training ca să poată să susțină digitalizarea. Au fost învățați, sunt susținuți, lucrează cu psiholog. Copiii la școală au psiholog cu care lucrează pentru această nouă situație. Cum să facem să-i sprijinim? Să învețe digital. Abilități digitale nu înseamnă doar că știu să folosesc un telefon sau un laptop. Abilitate, dacă mă duc acum în competența de resurse umane, că tot spuneai că de resurse umane, e o competență în sine, e o competență complexă. E nevoie să învăț să înțeleg mediul social virtual, să înțeleg virtualizare, să înțeleg ce înseamnă să mă conectez cu un calculator și nu numai. Cum mă comport în mediul online. Iar dacă sunt manager, am și răspunderea pentru modul în care se comportă online angajații. Da, da, da. Că aici foarte puțin români înțeleg jocul ăsta. Dar și de ce spui asta? Pentru că primesc de la străini feedback nu întotdeauna măgulitor la adresa noastră. Românii se comportă în online, zic ei, aproape ca pe stradă. Ceea ce înseamnă că noi încă n-am reușit în aceste luni de pandemie să ne creăm niște, nu știu cum să le zic, proceduri de a ne prezenta online. Păi noi o eticheta online-ului. Noi avem nevoie de apropiere, noi avem nevoie de o cafea împreună, avem nevoie, uite așa, să stăm de vorbă. E greu să am ecranul la în față tot timpul și să fiu ca la un interviu, nu? Da. Dar e normal să fie greu. Și ce ar însemna oare o eticheta online-ului? Cum ar un suna? Un set de reguli, Paula, trebuie să existe. Exact. Da? Însă mă întreb, în momentul în care un angajat era la job și era 9 ore acolo, că avea o oră de pauză de masă, el avea același comportament absolut exemplar, nici măcar nu un fir nu i se mișca din cap cât stătea la job, așa stătea tot timpul drept.
nici măcar nu se ducea la toaletă, că acum pentru angajați este o adevărată provocare să prindă 10 minute pentru asta. Nu știu ce să zic dacă erau așa și înainte. Acum, dacă în offline nu am fost vreodată așa, cum am putea să fim în online? E o așteptare irealistă. Utilizarea tehnologiilor de acasă pentru a ne conecta cu jobul, cu locul de muncă, cu locul de studiu, cu prietenii, pentru a avea chiar și o petrecere online, este o mare încercare pentru români. Cu atât mai mult cu cât am fost obișnuiți ca acasă să fie acasă și nu loc de muncă. E, aici oamenii au probleme. Pentru oameni... Două sfaturi, asta vreau. Două sfaturi pentru utilizatorii de tehnologie care trebuie să-și inventeze acasă un spațiu care să zică aici este locul de muncă și de aici încolo e casă. Mă tem că sfaturi nu pot să dau, dar pot să dau sugestii. În sensul în care cred că este foarte sănătos pentru fiecare dintre noi să aibă un spațiu foarte bine delimitat pentru muncă și viața mea personală. Să aibă un birou, oricât de mic ar fi. Și la birou stau doar când lucrez. Biroul să nu își aibă locul în dormitor, cum spunea și Luiza. Să aibă lumină. Este foarte important. Să aibă un scaun confortabil și nu cel din bucătărie, pentru că va avea foarte curând dureri de spate și dureri de cap. Dureri care îl vor aduce într-o stare destul de proastă, emoțional vorbind. Începi să te gândești, dar ce-i cu mine? Dar oare am luat corona? Dar diverse. După care este așa un cerc vicios. Acum să îți delimitezi acest spațiu, trebuie să fii conștient de faptul că dacă nu l-ai delimitat, îți face rău. Și cred că aici este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să își pună această întrebare. Eu oare lucrez eficient exact așa cum lucrez, de pe canapea, din pat, din bucătărie, de pe drum, mergând cu mașina, dau și sunt în col? Oare sunt eficient? Oare îmi face bine să nu existe nicio limită între muncă și viața mea personală? Oare aș putea să schimb ceva? Oare unde mi-aș putea pune biroul? Cu tot cu aparatura de pe el. Da, exact. Cu tot cu aparatura de pe el. Acum, dacă ai un birou și un laptop, un mouse, sunt convinsă că îți este mai mult decât suficient. Iar pentru cei old fashion, dacă mai au și o agendă, le și mai bine. Și dacă își fac și un task list pe zi, Dumnezeule, vor fi mult mai fericiți. Sunt o mulțime de angajatori care își pun problema că se îndepărtează fără să vrea, din cauza tehnologiei și a depărtării, a distanțării sociale, se îndepărtează de echipă. Uh-huh. Să le dăm și lor câteva sugestii în final de emisiune. Eu cred că un prim pas pe care poate să-l facă este să-și întrebe proprii angajați cum, ce îi motivează acum și ce i-ar ajuta pe ei să se apropie mai mult. S-ar putea să nu aibă această nevoie acum. Nu este o situație, repet, normală. Nu este o situație cu care ne-am mai lovit până acum. Este o situație complicată pentru familii, complicată pentru mediul social ca atare. Primul pas, întreabă-i. Doi, există foarte multe idei. Doar e important să le asculți și să le implementezi. Din păcate, eu am observat în mediul nostru de afaceri și în IT este destul de puțin vizibil lucrul ăsta, pentru că nu prea sunt manageri așa, dar sunt destul de mult, noi avem tendința asta și nevoia de a controla. Foarte mulți manageri își pun întrebarea, o munci Paula sau nu munci? Își face treaba sau nu își face treaba? Cum ziceai tu de profesor, că s-ar putea să se întrebe dacă copilul ascultă sau nu. Cred că e o oportunitate pentru toată lumea să dezvolte ceva în plus în abilități. Deci, un prim pas ar fi să întrebe, doi, să vadă ce e potrivit pentru angajați acum, pentru zona aceasta de team building sau de team working. Și trei, să rămână foarte atenți către nevoile umane de acolo, pentru că așa cum angajații
au fost și sunt trup și suflet pentru companie, că altfel compania n-ar exista fără angajați, cum nici managerii n-ar exista fără echipă. E un moment în care există un return destul de mare, pe care într-adevăr acum angajatorii care sunt solizi și au să spunem stabilitate, poate să-l facă către angajați cu caring, cu atenție, să fie atenți față de ei, pentru că încă o dată, nu e o perioadă ușoară nici pentru angajatori, pentru oameni în general e greu. Da, e complicat, cum ziceau telespectatorii noștri, să te pomenești că ți se cere de la serviciu să ai un laptop bun, un așa, fără să îți ofere serviciul un pic de ajutor. Adică brusc să ajungi în situația în care din pământ în iarbă verde să te pomenești cu tehnologie, să fii online, cu online-ul deci nu-i de joacă. Mai avem 4 minute de emisiune în care pomenim ceva ce tânăra generație ne-a șoptit pentru această emisiune. A zis, există spații de joc, lumi virtuale, în care unii au inventat inclusiv săl de conferințe. Da. Mi-a spomenit mai devreme, cred că Luiza a zis, nu? Ai zis de Amber că face gaming. Sunt o echipa noastră de români care lucrează în gaming și nu știu ce jocuri programează ei, dar poate că, nu știu, am putea să atragem pentru perioada care urmează, care nu știm cât de lungă o să fie, în care suntem afectați de COVID, ceva, o chestiune de creativitate românească în care, nu știu, să inventăm o școală virtuală și copiii să se bucure că se întâlnesc acolo cu avataruri, cu zic și eu. Colegii mei... Sau poate invităm pe ei într-o emisiune viitoare să... Cred că cel mai bine, colegii mei sunt foarte creativi și aș spune chiar inovativi și fac foarte multe lucruri pentru comunitate. Sunt niște colegi care se implică mult în zona comunitară și în zona investiției în comunitate. Așa că cred că e o idee foarte bună și le plac foarte mult avatarii. Așa că, da, cu mare drag. Tinerii sunt dornici să conducă un personaj fictiv, digital, virtual, care îi reprezintă. Deci jocurile cu avatar în joc sunt foarte gustate de toate generațiile, zic eu. De la vârstnicii care au văzut cum se joacă copiii cu un avatar și au văzut eventual și filmul Avatar care a făcut, a contat foarte mult pentru înțelegerea conceptului. Da, da. Da. Cum ai vedea ca psiholog o abordare de genul ăsta pentru școala românească, pentru cei mai mici care merg la școală sau care trebuie să meargă la școală și sunt ținuți acasă. Dezvoltarea unor softuri, care e o chestiune antreprenorială până la urmă, unor softuri, unor spații, avem creatori de gaming, da? Unor spații virtuale de joacă, de școală prin joacă. Ar fi o idee minunată, pentru că probabil școala ar deveni mai fun. Iar, cum spuneam la început, copiii sunt deja digitalizați. Lor nu le-ar fi greu să fie într-o astfel de lume. Și cred că tot conținutul informatic pe care îl are un profesor poate fi ușor transferat către un avatar. Însă ce nu ar putea prelua niciodată un avatar ar fi motivarea pe care o face un profesor, acea atingere umană pe care o are și dorință de a fi acolo. Și așa că poate că vom face niște avatari în loc de profesori și ar fi o idee foarte interesantă, care e 100% realizabilă din punctul meu de vedere. Însă, probabil va trebui să investim și în mentori, pentru că ei vor fi cu adevărat importanți pentru viitor, pentru copii de acum și probabil pentru cei de mai târziu. Încă o idee de la doamna Maria Römhild. Da, se poate face școală la distanță, dar nu este indicat pentru copii din școala generală sau primară. Copiii au nevoie de socializare. Digitalizarea cu siguranță ajută, însă ei au, nu numai copii, toți oamenii avem nevoie de așa ceva. Adică, ok, există școala de la distanță și ea are, e făcută din cauza unor, și nu zic datorită, din cauza unor probleme. Dar asta de acum pe care o trăim este din cauza unei situații speciale. Eu sper din toată inima să nu rămân așa.
Toți sperăm, doamna Maria continuă și spune, copiii au nevoie și de colegi, de prieteni, de profesori, de contacte cu alte persoane. Eu continui să spun că nu-i de joacă cu online-ul pentru că riscăm să ne izolăm. Sunt convins că alături de noi au fost și părinți și profesori. Trebuie să ne oprim aici pentru această seară. Vom continua subiectul. Le mulțumim celor două invitate ale mele, Paula Flutur și Luiza Baniai. Mulțumim. Revedem săptămâna viitoare, joi de la aceeași oră. Rămâneți pe Canal 33. La revedere!